În trei ani de insolvență, Hidroelectrica a distribuit acționarilor 1,6 miliarde de lei dividende. Deci 1,6 miliarde de lei dividende în 3 ani în insolvență versus 32 de milioane de lei în 12 ani de funcționare în afara insolvenței. Această transformare din cenușăreasa sistemului energetic național în perla coroanei sau regina balului a presupus enorm de multă muncă, multă răspundere, sacrificiu și asumare. Și colegii care mă flanchează stânga și dreapta sunt cei cărora și-au adus aportul cel mai însemnat.